Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmăriți știrile GTS. Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața noaptea trecută. El a fost înjunghiat în timpul unei altercații între două grupuri. După cum spun martorii, scandalul ar fi pornit de la o fată. Un alt tânăr a ajuns la spital, iar cel acuzat de crimă a fost reținut. Scandalul a izbucnit în jurul orei 2, în spatele blocului C31 de pe strada Maramureș. Martorii spun că tinerii au fost la o petrecere și apoi între ei a izbucnit o ceartă din cauza unei fete. Doi băieți și două fete locuiesc la etajul 4, chiar acolo. Așa, eu da. Eu locuiesc pe scară, dar eu locuiesc la parter, în partea din față. Și nu locuiesc, ei nu stau de mult aici, de foarte puțin timp. Și nu m-au salutat niciodată, erau nesimțiți, așa? Da. Asta era ca tineretul. Nu tot, bineînțeles. Da, în regulă, așa. Da. Și ei s-au certat. Și cred că cu altă gașcă. La ora 2 azi noapte. Ce s-a auzit? Gălăgie mare, zgomot mare, bătaie, urlau, țipau, deci... Au ieșit vecinii? Vecinii n-au ieșit, n-a ieșit nimeni, nu. Toată lumea s-a uitat după geam, atât. Și ce a zis? Și-ați văzut? Atât, bătaie. Cam câți erau? Bătaie, deci erau vreo șase, șapte. Ați auzit și țipete apoi? Apoi, da, păi s-a bătut... cu pum și picioare și unul avea cuțitul în mâna dreaptă și țipa dintr-un în mod sigur că vrea să-l taie. Un alt tânăr a ajuns la spital rănit. Bărbatul care este acuzat de această faptă se numește Bogdan Dosoftei și locuiește alături de mama sa în satul Dobridor din comuna Doljană Moțeței. El a fost reținut și este cercetat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Un nou accident a lăsat pasajul subteran în beznă. Un tir a intrat în pasaj și a distrus cablurile de la sistemul de iluminat. Primăria a dat un comunicat prin care îi asigură pe craioveni că face tot posibilul să rezolve situația, dar până astăzi după amiază nicio echipă nu sosise la fața locului. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică în jurul orei 2. Un autotren care nu a respectat semnalizarea de intrare interzisă a autovehiculelor de mare tonaj în pasajul subteran a smuls cablurile sistemului de iluminat. O echipă a REA ADPFL a venit imediat la fața locului, a decuplat curentul electric de sub pasaj și a degajat cablurile electrice de pe carosabil, astfel încât să se poată circula pe sub pasaj. Între timp se lucrează la repararea tablourilor electrice, se arată într-un comunicat al primăriei municipiului Craiova. Cu toate acestea, până astăzi, după amiază, nimic nu se întâmplase, iar pasajul era în beznă. Incident astăzi în cartierul Brazda lui Novac, o conductă de gaze a fost avariată după ce o mașină a intrat în ea. Pompierii și reprezentanții firmei de distribuție de gaze au sosit la fața locului și au intervenit. O mașină de distribuție marfă a lovit astăzi o conductă de gaze de pe strada 1 decembrie 1918 din cartierul craiovean Brazda lui Novac. Incidentul a avut loc în momentul în care șoferul încerca să dea cu spatele, iar mașina a derapat din cauza gheții. În accident a fost lovit ușor și un autoturism aflat în parcare. La fața locului s-a deplasat detașamentul 1 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care a încercuit imediat zona pentru a elimina orice pericol. De asemenea, un echipaj al NG România a sosit la fața locului pentru remedierea defecțiunii. Detașamentul 1 Craiova a fost solicitat să intervină în jurul orelor 11 și 20 la o conductă cu avarie de gaze. Ne-am deplasat la locul intervenției cu două autospeciale, am luat măsurile de izolare a zonei, iar colegii la Distrigaz au remediat defecțiunea. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Acesta a primit un avertisment și 3 puncte de penalizare cu privire la asigurarea corespunzătoare la efectuarea manevrelor de circulație, a declarat Alin Apostol, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În ceea ce privește autoturismul Ford avariat, șoferul camionului a făcut înțelegere amiabilă cu păgubitul. Deși avaria din Valea Roșii a fost rezolvată, aburul încă iese din cămine. Oamenii din zonă cred că lucrările nu au fost făcute așa cum trebuie, dar reprezentanții Complexului Energetic Oltenia dau asigurări că totul este în regulă. După ce au stat o zi și o noapte în frig, ca urmare a avariei apărute la o conductă de termoficare, locuitorii din zonă au avut surpriza să constate că aburul persistă. Lucrarea nu s-a executat calmă, mai durează. Dar ați fost nevoit să stați fără căldură zilele acelea când s-a lucrat? Mi-a dus băiatul un calorifer.
un radiator calorifer, l-a băgat în priză, că se vă fost eu stau la geori în partea dată. Și am depășit. A fost foarte frig în casă? A, frig, 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 frig. La sfârșitul anului trecut a fost în partea asta la altă, după care s-a mutat dincolo. Înțelegeți? Opusul străzii, pe colțul celălalt. Deocamdată cred că este în regulă faptul că avem căldură și energie, ca să zic așa, termică. Deci asta e un lucru foarte bun. Despre aburi nu știu ce să vă spun, pentru că nu mă deranjează niciun fel aburii. Nu știu dacă asta e o problemă foarte mare sau nu. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia dau asigurări craiovenilor din Valea Roșie că nu mai sunt probleme în procesul de furnizare. Nu mai este nicio problemă în Valea Roșie. Acest abur pe care îl văd cetățenii poate proveni de la cantitatea de apă care s-a scurs în perioada avariei pe canale. Apa are o temperatură mult mai ridicată față de temperatura exterioară și apare acest efect, a precizat Dan Vasile, directorul CEO Electrocentrale 2 Craiova. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia mai spun că pierderile nu vor fi suportate de oameni. De Ziua Națională a Culturii Române, Grigore Leșe a conferențiat la Craiova despre valorile autentice și despre tradiție. Rapsod, profesor, cercetător și întâi de toate împătimit de folclor, Grigore Leșe spune că tradiția nu se impune, oamenii o aleg sau nu. Conferința susținută în cadrul întâlnirilor spectator a fost intitulată Folclorul încotro. Grigore Leșe spune că nu trebuie confundat folclorul promovat ca spectacol cu tradiția și autenticul. Autenticul e ceva necunoscut, obscur. Unde putem noi întâlni autenticul acesta? În ritual. În ritual. În momentul când obiceiul este adus în scenă, nu mai este autentic. Grigore Leșe mai spune că este o eroare să impunem oamenilor tradiția. Dacă oamenii or vrea să trăiască în tradițional, or trăi, nu-i putem noi determina. Oamenii aleg. Timpul s-a schimbat, vremurile sunt altele, oamenii umblă mult. Eu vă pot spune atâta, că trebuie să am experiența departului, ca să mă pot vedea pe mine. Nu am cum să mă văd dacă nu am experiența departului. Și atunci sunt acești lideri zonali. Și au impresia că ei reprezintă buricul pământului. Buricul pământului se schimbă. Deocamdată e în Occident. Întregul interviu cu Grigore Leșe îl puteți urmări la sfârșitul acestei săptămâni la emisiunea Arena Ideilor. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice. La noapte, vremea va fi mai caldă ca în precedentul interval. Astfel, la Craiova, temperatura minimă nu va scădea sub minus 3 grade Celsius și la Târgu Jiu se va consemna aceeași valoare a temperaturii, în timp ce la Drobeta, Turnul Severin, mercurul din termometre nu va scădea sub minus 2 grade. În schimb, la Râmnicu-Vâlcea, minima nopții va fi de minus 4 grade Celsius. Mâine vor reapărea precipitațiile, astfel dacă în județele Dolj, Olt și Vâlcea este posibil să avem parte de lapoviță, în județul Mehedinți va ninge. Temperaturile maxime ale zilei vor oscila la prânz între 1 și 2 grade Celsius. Cel mai cald va fi la Râmnicu-Vâlcea, unde mercurul din termometre va urca până la cota 3. Știrile se încheie aici, urmează imediat jurnalul sportiv. Vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele ALEGE TV. La revedere!